O demisie cel puțin surprinzătoare a fost anunțată mai întâi pe pagina de Facebook a președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Cităm, având în vedere agravarea stării de sănătate a domnului dr. Codruț Munteanu, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, astăzi, în urma unei discuții pe care am avut-o cu dumnealui, am convenit încetarea contractului de management prin acordul de voință al părților. Regret nespus că nu vei mai putea face echipă cu dumnealui, dar l-am înțeles pe deplin. Atribuțiile de șef al unei astfel de unități medicale sunt extrem de multe și solicită un efort maxim și continuu, iar starea fizică nu îi mai permite o astfel de rezistență. În cei 2 ani și jumătate cât a deținut funcția de director, cu toate greutățile întâmpinate, am reușit să facem echipă și să implementăm foarte multe proiecte la Spitalul Județean. Îi mulțumesc domnului doctor pentru tot ce a făcut în acest timp și doresc sănătate multă pentru că este mai importantă decât orice. Voi susține în continuare implementarea de proiecte în Spitalul de la Piatra Neamț și din celelalte orașe ale județului și mă voi lupta cu toate forțele pentru noi modernizări, dotări și pentru mulțumirea pacienților și satisfacția profesională a cadrelor medicale, a mai spus Ionel Arsene. Dacă e să ne luăm după postarea de pe pagina de socializare și după declarațiile fostului manager că are conștiința împăcată că a făcut tot ce trebuia făcut la Spitalul Județean, poate una din cele mai greu de manageriat unități sanitare din Moldova, ideea că doctorului Codruț Munteanu i-ar fi fost impusă demisia pare a fi o simplă speculație a unor jurnaliști.